Mi era dor de ceva PVP. Fraților, am echipat un ninja de 65 pe care îl făcusem eu cu ceva timp în urmă. Am zis că îl fac 75, nu l-am mai făcut și a rămas 65. Las că e bine 65 pentru că vom face un pic de PVP. Am echipat puțin contul cu ce iteme PVP am eu pe principalele mele caractere și hai să vedem ce iese. Chiar am o poftă așa de PvP, n-am mai dat de mult și dacă dau de pe conturile mele principale, nu prea îmi place să dau de pe conturile mele principale, că lumea tinde să dea try hard și dacă nu mă bat, par să se supere oamenii. Așa că dacă nu mă recunoaște nimeni, sunt sigur că nici nu se va supăra nimeni. Și toate cele bune, deci rupem butonul de like pentru acest clip, poate și serie, dar va trebui să fac caractere noi, angro. Poate facem mai multe clipuri în timp așa, dar hai să vedem ce iese astăzi, vreau să văd ce iese astăzi, nu avem costum aură, nu avem alchimie, nu avem peturi, avem câteva iteme, am făcut și niște dragoane plus 7 anti-war așa fugitiv pentru că arme, armorii nu am de ninja, nu am avut niciodată. Ninja îmi place caracterul, dar niciodată nu n-am avut unul, să zicem, pe care să joc de la zero sau pe care să mă țin. Formăm noi un ninja de Hydra din ce ați văzut, dar mai e până îl terminăm. Dar PvP sunt curios și eu cum va fi. Mai avem statusul de făcut, haideți să ne apucăm de status. Skillurile le-am luat, din păcate am încercat să bag și niște banderola uitării în norotrăvitor, că doar norotrăvitor am găsit și nu a mers. Avem doar un M1, adică M1 la pumnal rulant. Vedem ce iese, să vedem ce este în map 1, să vedem dacă putem face față cuiva cu aceste iteme. Avem câteva apărări. Nu avem cască cu 10 semi, avem cască cu 15 magie doar, avem PFN-uri 10 PC, 6 putere, antisura și antininja și aceste dragoane în mare parte așa. Plus accesorii cu apărări, scuturi fără imun, dar avem un imun rotund, o să vedem dacă ne va trebui acel imun gen contra ninja sau contra sura. Contra War n-avem cum să-l folosim acest scut cu 10 semi, cred. Cel mai probabil nu o să avem cum, dar vedem ce iese, vom vedea ce iese astăzi. Ce mai avem? Avem niște rouă, avem niște licori verzi, mov, o energie, niște artificii, uite, aveam niște abanoși cu apărări și 10 semi, numai că am uitat să-i depersonalizez de pe contul de War și acum avem doar abanoși cu 20 diavol din păcate și acest cercei de jad cu 12 dex din păcate. Dar vedem dacă facem puțin față cu aceste iteme. Avem brățară 10 semi 5 pătrundere, brățară 15 magie 10 pătrundere. Așa cum am zis, niște papuci cu apărări, coliere fiecare apărare în parte. Și uite, papuci cu pumnal n-am, am doar cizmele astea de nimbus cu 15 pumnal din păcate. Hai să vedem, primim ceva? A, nu. Trebuie să dăm noi niște duele, hai să căutăm pe aici. Hai să dăm aici un duel cu acest player de 42. N-am mai intrat aici de 4 ani, a zis el. Ia să vedem dacă are ceva. Ia, punem colierul cu sabie. Văd că vrea să dea. Ia să vedem. Go, hai să vedem. Nu știu dacă m-a selectat, hai să ies din camuflaj. Hai să vedem. Mamă. Bă, dau bine, bă, dau binișor. Ia, 2K pe skill. Skillul ăsta atac fulger. Ia, și-o ambuscadă. L-am bătut, dar bine, n-a fost un adversar foarte, foarte greu. Ia să-l întrebăm dacă mai dă. Văd că nu mai vrea să dea. Hai să dăm pe alt player. Daniel, hai să vedem, level 55. Are pet, are porcușor. Văd că are ceva. Are otrăvită cu element, oțel, skinuri, eșarfe, văd că și dă, am eu tot, da, avem tot, îmi pare mie rău că n-am abanoșii, aveam abanoși 10 semi, 10 sabii, erau buni, hai să vedem ce facem aici, băgăm și niște chestii de astea, hai să zicem, go, pare bun, hai să vedem dacă e așa, văd că are și alchimie, hai,
Deci n-am mai jucat pe un ninja. Aoleo, cum dă! Dar și eu dau decent. Dau și eu decent, dar dă bine. Nu prea rezistăm. Cât? Hai să-l întrebăm cât. Dă bine, dă bine. Adică mi-a dat, cred că, două skill-uri și mi-a luat până aici. Cert este că îmi place ninja-ul ăsta cât de cât așa. O să mai încercăm să dăm. Hai să vedem. Player-ul ăsta de 65 este on. Ia și ăsta de 45. Încercăm să dăm câteva duele. Văd că playeri sunt doritori să dea duel. Ia uite, hai că dă acest player de 45. Băgăm și pești. Hai, go. Păcat că n-am eu niciun pet ceva. Dar n-a avut șanse. Bă, dar îmi place rău de tot. Îmi place rău de tot cum se mișcă ninja-ul ăsta. Chiar dacă n-am alchimie sau peturi. Hai să încerc și cu acest player de 65 care pare un pic mai bun. Hai să vedem. Îmi pare rău că n-am reușit să fac măcar M1 la toate skillurile. Uite, Rareș nu cred că vrea sau se mai gândește. Hai să vedem. Hai să încercăm cu playerul ăsta de 72. Sper să dea cât mai mulți playeri ca să ne distrăm un pic. Chiar mă distrez. Îmi place ninja-ul cum se mișcă în PvP. Mereu mi-a plăcut. Sunt slab, a zis. Și eu la fel. I-am zis, nu am nici peturi, nici alchimie. Hai să vedem dacă vrea. Armură, nici armură n-am. Am decât această armură cu 10 pumnal și un KPV. Mi-a zis că i-a dat țeapă un prieten și n-are chef. Hai să lăsăm. Ok. Hai să mai căutăm noi un player. Aș da cu acest ninja numai că pare extrem de bun gen. Are armură cu mod plus 8 ca skin și neînsuflețite plus 9 skin. Ia să vedem. Mai căutăm noi aici niște player și vedem dacă nu mergem pe la galben să ne batem pe acolo. Ia să mergem pe la depozit. Uite aici un Sura. Hai să dăm un duel. Mai dăm un duel acum. Este un player destul de bun. Am văzut că are și pe la aura. Ah, așa, bun. Hai că i-am prins și o travă. Văd că are ceva, dar și eu fac față. Hai să încercăm. Mamă, nu știu, cred că mai are puțin rău. Cât? Hai să vedem. Hai să vedem cât i-am luat. Poate mai dăm. Cred că mai avea maxim un K. Bine, hai să mai dăm. Dăm până la 3. Hai să vedem dacă dă până la 3. Hai să mai încercăm. Go. Încerc să joc eu un pic mai bine. N-am mai jucat de mult pe Ninja, așa cum am zis. Hai să vedem. Un K jumate. Pe hit dăm destul de bine. Hai că l-am prins bine. Cred că pot să-l fac de data aceasta. Hai. Se fac greu skillurile. Bine, l-am făcut de data aceasta. I-am prins rulantul. Bine, dacă prindem rulantul, îl putem face. Hai să vedem dacă mai dă. Hai să încercăm să punem vulturul ăsta. Poate nu dă izbitura. Hai, go. Hai să vedem. Aura a zis. Hai să așteptăm. Hai, go. Da, a dat izbitura. Mă gândeam că poate... S-a și oprit. Norul. Hai să așteptăm norul după care mai dăm. Chiar îmi place să dau duele de astea. N-am mai dat de mult și chiar îmi face plăcere. Hai să vedem. Go. 2, dar dă și el bine. Am mai pus ceva pe el că parcă dau un pic mai slab de data aceasta. Opa. Bine. Hai să ne mai rotim puțin. Poate se mai fac niște skill-uri, un nor ceva. Așa. Uite, ambuscada, norul. Ah, n-am prins ambuscada, cât? Uite, dacă prindeam ambuscada, îl făceam. Hai, poate mai dăm unul. Hai să dăm cu surau ăsta, hai să încercăm să-l batem. Hai, puneți tot, puneți skillurile. Hai, 2K, 2K, i-am prins rulantul, dar cred că are mult PV. Hai să încercăm, cred că ne batem până dimineață cu surau ăsta. Dar nici el nu prea dă cine știe ce. Nu prea dă foarte mult. A, nu fugi. Mai bate-te. Hai să ne mai batem puțin. Cercei de abonos, ia să vedem. 15 SG, ăștia sunt PVM. Mi-au sărit un ochi. Hai să vedem, mai găsim pe cineva. Găsim un player de 75 aici. 4K. Ia să vedem warul ăsta. Punem astea, pac, un K pe pumnal, 2K, 2K,
3K. Bă, are ceva PV. Pac, a murit și ăsta. Dar nu prea mai am, nu prea mai am pe cine să dau. Uite, sura asta de 88 ar merge puțin. Opa, are ceva, are ceva. Opa, mamă. Deci, rulantul ăsta dă bine, adică dă bine la M1. Hai să mai dăm un duel cu un sura BM. Hai să încercăm să dăm fără armură. Hai să vedem, a zis că nu prea are iteme. Și armura asta nu prea mă ajută. Hai să încercăm să facem chestia asta. Go. Sunt curios. Am pus scutul ăsta leu. Mă va ajuta destul de mult. Hai să vedem. Bă, n-are, dar văd că rezistă așa. Opa, i s-a dus protecția. Hai încă unul cu BM-ul. Îmi place caracterul gen Sura BM. Hai să vedem. Go. Îmi place că are și protecția aia. Te ajută mult. Hai, ia, cât dă? 1,5 pe nor. Pe rulant, mamă, ce dă pe rulant. A dat 3K200, a sărit acolo. Mersi. Ne-a zis și GG, fair play omul. Hai să dăm un test cu acest mental. Dă-i tu primul. Hai să vedem, dă el primul și vedem cât dă. Ia să vedem, are pe ceva? Are M1, 2K, decent, decent. Stai așa să băgăm 2K a dat. Hai să dăm și noi. 3K200. 3,2. 500. N-avem imun, că am băgat scutul ăsta vultur. Mamă, un K300 pe hit. 2K. 1,3 hit. 3K. Hai să-l omorâm. Mersi, mersi de test, mersi de test. Deci îmi place atmosfera asta din map 1. N-am mai simțit-o de mult. Eu obișnuiam înainte să am un con level 55 și să dau PvP-uri. Map 1 stăteam înainte mai erau, deci înainte erau shop-urile map 1, mă mai uitam prin shop-uri, făceam obișniță. Cam așa jucam eu de mult prin 2014. Dar acum, fiind mai profitabil să stai la farmat, nu am mai stat prin map 1 pentru că stai și maxim, maxim stai să te distrezi și nu prea mai poți să faci vreo bișniță sau ceva, nu mai sunt shop-urile, așa că am decis să nu prea mai stau map 1 pentru că statul prea mult în map 1 este și o pierdere de timp, adică nu poți progresa. Ăsta văd că stă în cerc și dă câte un skill și intră la loc. Deci cam așa face acest player. Aș da un duel cu el. Văd că este Ninja Arc. Nu știu, poate iese la un moment dat din cerc. Încercăm. Hai să vedem. Deși nu prea cred. Uite, încă o arcașă aici. Hai că dăm cu un player de 80. Hai să vedem ce face. Go. Hai. Hai că a zis go. Mamă, dau un cap pe hit. Noi am prins rulantul cum trebuie. Văd că dă decent, dar nu cred că îl putem face. 3K100 pe ambuscadă. Hai să vedem cât. Poate mai dăm unul. Poate mai dăm unul și reușim. Nu ne-am prins bine rulantul. Când nu prind bine rulantul, nu prea am șanse la playeri cât de cât bunicei. Un sfert. Un sfert rămas, un sfert luat. Hai încă unul. Hai că mai încercăm încă unul. Vedem. Vedem dacă îl putem face. Hai să vedem. Unca. Hai că am prins rulantul acum. Pac. Norul. Așa. Ambuscada. Mamă, n-avem șanse, din păcate nu putem să-l batem. GG, GG. Hai să mai încercăm, uite, încercăm să dăm și cu warul ăsta de 82. Cu Semion plus 9, tot așa pare bun. Încercăm totuși, hai să vedem duel. Hai să vedem dacă, ia uite, mental pe la corp, nicio șansă cred că n-avem de data aceasta. Avem ceva două mâini, cred că 30 două mâini. Nu prea avem apărări, asta e. Și nici alchimie, nici peturi. Hai să vedem. Mi-a prins și stun. Nasol. Hai, dăm. Ce să facem? Dăm înapoi acum. Mamă, 10K mi-a prins omul. 12K. GG. Nu, n-avem cum să dăm la player de genul. N-avem cum să-i batem.
Hai să mai încercăm la player de până în 61, ceva de gen. Uite, 55. La player de peste 75 nu cred că avem șanse, avem multe minusuri, dar poate data viitoare, nu știu, mă mai perfecționez, mai perfecționăm și skillurile. Depinde și ce impact va avea acest clip, poate mai facem, nu știu. Hai să vedem, batem acest player. Are ceva. Are ceva. De-abia aștepta să dau, cred că mi-a dat un skill omul. For PvP, e clar că este caracter de PvP. Hai să nu mai dăm în player de ăștia mari și să căutăm player de nivelul nostru, deși nu prea sunt astăzi. Uite unul de 63, poate vrea să dea, hai să încercăm. Bun, e war mental, hai să vedem. Go. Mulți mentali pe clipul de astăzi, dar n-are șarfă, hai să vedem. O, nu cred că are șanse băiat. Nu i-am prins rulantul, ia cât dă el. Nu mi-a prins nimic deocamdată. Easy, din păcate l-am făcut ușor. Părea că nu prea are cine știe ce, dar nu se știa. Poate data viitoare reușești să mă și bați, dar ia să-l întreb, mai dai? Poate își mai pune ceva pe el, poate, cine știe. Hai să dăm și cu warul ăsta tot mental. Are pe la corp, deci numai mentale astăzi. Hai să vedem, are ceva? Oho, pe la attack spirit. Are toate P-urile, cred că. Na, ne face 100%, ne face. I-am prins puțin rulantul ăsta, dar nu prea avem șanse, din păcate, cred. Hai să vedem. 2,4, cât? Are level 75, ceva ITM are. 500, fiți atenți că aproape îl băteam. Hai să mai încercăm încă o dată, poate reușim. Ia să vedem. Hai. Bine, binișor. Așa, mamă, dar mi-a prins toate skillurile până acum. N-avem șanse că are P-urile, are toate P-urile. Ah, nici eu nu mi-a prins atacul fulger. GG, mă face. Un K700, nu prea are PV, nu prea are PV. Puțin, dacă mai avem 15 sabie pe armura asta, îl făceam. GG, nu știu, nu pot să-l bat, asta este clar, pentru că trebuie să rateze ceva sau să facă ceva greșit ca să-l pot bate. Din păcate ne oprim aici, n-a mai vrut nimeni să dea duel cu mine, așa că poate va da data viitoare, vor vrea să dea și vor fi un pic mai pregătiți, sau poate eu voi fi un pic mai pregătit, mai bine zis așa, pentru că la anumite persoane nu pot să zic că am făcut prea bine față, dar este un început. A fost un episod mai de test așa, chiar m-am distrat, am făcut un pic de PvP, m-am distrat cu oamenii, ne-am testat skillurile, am făcut teste, am dat duele. Sper că v-a plăcut. Nu uitați și de butonul de like, de susținere, dacă v-a plăcut și vouă, bineînțeles. Mulțumim și membrilor, ne auzim data viitoare cu noi clipuri și noi idei. Vă salut, multă pace!